Sesizerul de gardă a publicat o investigație despre o schemă frauduloasă care a sărăcit bugetul capitalei cu peste 100 de milioane de lei. Întreaga schemă a început de la o simplă cerere adresată primăriei de către o asociație obștească necunoscută, cuvântul de onoare, care solicita un lot de teren pentru construcția unei cantine sociale. Asociația Cuvântul de Onoare are adresa juridică într-un oficiu din clădirea IPTEH din centrul Chișinăului. Însă, în acel oficiu, astăzi activează un birou de avocați. Sergiu Topală, președintele Asociației Cuvântul de Onoare, cea de la care a demarat schema de acaparare a terenurilor publice, a refuzat o discuție la subiect. În urma acestor scheme, mai multe loturi de pământ predestinate terenurilor de joacă pentru copii sau zonelor de înverzire au trecut în posesia mai multor companii de construcție. Printre cei vizați în investigație se numără avocați, oameni de afaceri, judecători, funcționari publici și executori judecătorești. Unii au refuzat să comenteze acuzațiile, alții au precizat că au acționat legal. Între timp, reprezentanții primăriei Chișinău au declarat pentru Ziarul de Gardă că în bugetul instituției nu au ajuns bani din urma licitațiilor organizate. Din unele surse erau menționate că banii erau transferați pe conturile executorului judecătoresc. Ce s-a întâmplat mai departe, nu suntem la curent, dar totodată având în vedere că primăria Mucimșa nu recunoaște aceste licitații, chiar să fie transferat acești bani pe conturile bugetului municipal, noi nu avem să le recunoaștem. Jurnaliștii mai menționează că acest caz se află și în vizorul procurorilor, însă majoritatea anchetelor bat pasul pe loc. Potrivit ziarului de gardă, schema este încă în derulare, iar terenurile continuă să ajungă rând pe rând în offshore-uri, iar de acolo la companii de construcții cunoscute sau firme care gestionează afaceri cu benzinării.